David și Victoria Beckham sunt prieteni de lungă durată ai prințului Harry și Meghan Markle. Cu toate acestea, un nou raport susține că fostul star din fotbal a pus capăt prieteniei sale cu ducii de Sussex după ce fosta actriță ar fi început să-i suspecteze pe cei doi soți că ar fi divulgat povești despre ei. De altfel, Victoria și David Beckham au luat parte la nunta lui Meghan și Harry din 2018, însă cuplul regal nu a fost invitat la nunta fiului lor, Brooklyn Beckham, de anul trecut din Florida. Se pare că orice împăcare acum este puțin probabilă, spune o sursă pentru The Mail on Sunday. Aceeași sursă a transmis că David este absolut al naibii de furios după ce acuzațiile ar fi fost făcute în timpul unei convorbiri telefonice tensionate între cupluri. Autobiograful regal, Tom Bower, susține că ducii de Sussex citeau tot timpul articolele negative din presă și petreceau ore în șir răscolind pe rețelele sociale. Astfel, cuplul ar fi fost îngrijorat de faptul că persoanele apropiate ar putea vinde presei informații despre ei și erau dornici să afle cine ar putea fi în spatele lor. Acesta susține că Meghan Markle a suspectat-o pe Victoria Beckham de așa ceva, iar prințul Harry chiar l-a sunat pe fostul fotbalist pentru a-l trage la răspundere.